Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru vineri 5 martie. Acum hai să vedem ce energie o să iasă pentru această zi pe situația de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Foarte interesant. Hai să vedem ce înseamnă aceste cărți. În primul rând, pe partea de dragoste, avem Regina de Săbii. O carte foarte analitică, foarte intelectuală, o atitudine foarte rece, foarte calculată față de sentimentele noastre și de emoțiile noastre. Mesajul pe care această Regină de Săbii, foarte rece, foarte intelectuală, foarte calculată, vrea să-l transmită pentru toți pe partea de dragoste, este că e important, în primul rând, să fiți mulțumiți voi cu voi înșivă. Nu puteți să puneți povara fericirii voastre, a bucuriei voastre, a împlinirii voastre emoționale pe umerii altei persoane. Nu este corect față de partenerul sau partenera voastră să puneți această greutate, această responsabilitate asupra lor. Pentru că fericirea, bucuria, împlinirea vin din interior, nu vin din exterior. Și dacă voi continuați să căutați aceste lucruri în exteriorul ființei voastre, nu o să găsiți niciodată ceva ce să vă mulțumească, să vă împlinească, să vă umple pe deplin acest gol din interiorul vostru. Prin urmare, atunci când observați acest gen de comportamente nesănătoase în voi, e foarte important să luați atitudinea Reginei de Săbii și să opriți acest gen de gândire și de comportament din start. Fericirea, mulțumirea, împlinirea, bucuria trebuie să vină din interior. Dacă nu sunteți împliniți cu voi înșivă, mulțumiți de voi înșivă, n-aveți cum să fiți într-un parteneriat echilibrat, n-aveți cum să fiți într-o relație sănătoasă. Într-o relație, cei doi parteneri se află pe poziție de egalitate, nu sunt unul deasupra celuilalt. Sunt la același nivel și fiecare dintre ei trebuie să aibă un nivel de maturitate, de echilibru, de armonie interioară ca să poată să fie un bun partener pentru cealaltă persoană. Da, asta e adevărat. Dar atunci când tu ești nemulțumit de propria ta ființă, nu poți să te aștepți ca cealaltă persoană să te facă din nou mulțumit, să se dea peste cap ca tu să găsești pacea, armonia și echilibru interior. Asta e datoria ta. Ăsta este scopul tău în viață. Prin urmare, pentru aceia dintre voi care sunteți deja în relații de lungă durată, uitați-vă foarte atent la acest gen de comportamente, pentru că nu sunt sănătoase și nu aduc nimic bun după ele. Partenerul vostru, partenera voastră este acolo ca să vă susțină, ca să fie alături de voi pe această traiectorie evolutivă, dar nu poate să depună munca interioară necesară ca voi să creșteți, să evoluați și să fiți mai bucuroși, mai fericiți, mai împliniți. Asta trebuie să faceți voi. Trebuie să găsiți voi în interiorul vostru sursa problemelor și să le rezolvați. Pentru cei care sunteți singuri și vă tot întrebați de ce nu găsiți o relație care să funcționeze, de ce nu găsiți partenerul care să vă aducă împlinirea pe care o doriți, asta e întrebarea greșită. Întrebați-vă în primul rând de ce nu sunteți voi mulțumiți cu voi înșivă. Și în momentul în care o să rezolvați această problemă, o să vedeți că o să și atrageți în viața voastră partenerul sau partenera ideală. Pe partea de sănătate avem aici 8-ul de bâte, o carte de viteză. Lucrurile se desfășoară foarte, foarte rapid. Aici se întâmplă anumite lucruri în viața voastră care se desfășoară cu foarte multă rapiditate, foarte multe schimbări și toate aceste lucruri vă creează o ușoară anxietate, vă faceți griji, nu știți exact ce vă rezervă viitorul pentru că lucrurile se mișcă cu foarte multă viteză și toate aceste lucruri vă iau ușor pe nepregătite. Mare atenție aici la posibile anxietăți, insomnii, nu văd neapărat că aveți motive de îngrijorare pentru că 8-ul de bâte este în esență o carte pozitivă. Lucrurile se mișcă și se mișcă într-o direcție bună pentru voi. Nu vă mai faceți atâtea griji pentru că vă consumați energia vitală fără rost. Pentru cei care vă știți cu înclinații de ipohondri, aveți mare grijă astăzi la ce citiți pe internet.
pentru că e posibil să vină către voi așa foarte multe informații, foarte multe articole, teorii ale conspirațiilor, tot felul de studii, de caz, de exemple din viața diferitor oameni și tot citind aceste lucruri, dintr-o dată să vi se pară că și voi sunteți bolnavi și suferiți de aceleași afecțiuni. Chiar nu e cazul, realitatea obiectivă chiar e alta, așa că aveți mare grijă aici, pentru că astăzi există un risc foarte ridicat să fiți influențați foarte ușor de poveștile altor oameni, de experiențele altor oameni și să deveniți niște bolnavi închipuiți. Nu o să fie cazul pentru toată lumea, bineînțeles, dacă vă simțiți rău, dacă aveți anumite simptome și chiar nu vă e bine, tratați-vă, mergeți la un medic, apelați la specialiști care poate să vă ajute, dar luați-vă măcar așa câteva secunde și gândiți-vă oare de ce mi-e rău, oare chiar mi-e rău sau m-am lăsat influențată de povestea lui X și Y. Doar puneți-vă întrebarea, pentru că s-ar putea ca soluția să fie mai ușoară decât vă imaginați. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici treiul de monede, o carte de cooperare, de muncă în echipă. Astăzi puteți să obțineți succes într-o afacere sau într-un proiect în care trebuie să lucrați cu cineva. Pentru cei care sunteți antreprenori, colaborările sunt foarte bine aspectate astăzi. E posibil să găsiți niște colaboratori, niște oameni cu care să intrați într-o afacere, care au mai multă experiență decât voi și de la care puteți să învățați foarte multe lucruri. Pentru cei care sunteți angajați, lucrați pentru o companie, astăzi e foarte important să demonstrați că vă înțelegeți bine cu colegii de la lucru, că puteți să lucrați în echipă, că aduceți valoare echipei din care faceți parte, pentru că aici, cu treiul de monede, sunt anumite persoane pe poziții de conducere care stau așa în umbră și observă lucrurile și analizează lucrurile. Și poate nu mâine, poi mâine, dar peste o lună, două, trei, când o să apară o oportunitate de promovare, cu un salar mai bun, cu o poziție mai bună, toate aceste acțiuni pe care le faceți acum, acest comportament pe care îl aveți acum, să conteze destul de mult când vor veni aceste topicuri în discuție. Pentru elevi studenți, aici treiul de monede ne arată că e o perioadă foarte bună să vă găsiți un grup de studiu, să vă formați așa un cerc de prieteni care învățați împreună, schimbați idei, opinii, vă corectați unul altuia problemele, exercițiile și de asemenea fiți foarte atenți la profesorii, mentorii pe care puteți să-i întâlniți astăzi, fiindcă aici cu treiul de monede apare această oportunitate de a găsi o persoană care să vă ajute, să vă îndrume, să vă dea un sfat, să vă ia cumva așa sub aripa lor protectoare și să vă învețe meserie. Sunt foarte bine aspectate cu treiul de monede și toate internshipurile, aceste programe de practică plătite sau neplătite, care o să dea foarte bine la CV-ul vostru și o să vă ajute în timp. O zi foarte frumoasă, cu riscuri și oportunități. Aveți toate informațiile acum la îndemână, decizia este a voastră și o să faceți de aici mai departe. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos pentru această zi. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să vă uitați și la etalările pentru baba voastră, dacă v-ați ales deja babele. Dacă nu știți despre ce e vorba de tradiția românească de a vă alege o zi, un număr de la 1 la 9, care reprezintă cele 9 babe ale lunii martie sau cele 9 cojoace pe care baba Dochea și le dă jos acum, renunțând la îmbrăcămintea de iarnă în favoarea primăverii. Și în funcție de cum o să vă meargă în ziua respectivă, așa se spune că o să vă meargă tot anul. Și ca să vă ajut cu o interpretare suplimentară, am pregătit pentru fiecare zi în parte câte o etalare suplimentară cu cărți oracol. Găsiți aici în colțul din dreapta sus linkul către toate aceste videouri și dacă videoul pentru numărul pe care l-ați ales voi încă nu este online, așteptați până în ziua respectivă pentru că videourile le pun în fiecare zi la prânz, ora României. Și acum să vedem mesajul pentru azi. Sunt spirit pur. Sunt conștient că eu sunt conștiință pură. Nu sunt singur, pierdut sau abandonat. Sunt una cu întreaga viață.
un mesaj foarte frumos pentru această zi de 5 martie, zi de vineri, guvernată de planeta Venus, în care avem acest mesaj foarte frumos de puritate, de spiritualitate și de unitate. Amintiți-vă că suntem una, suntem o singură conștiință globală, o singură conștiință planetară, care se manifestă individual în fiecare dintre noi. Dar la nivel energetic, vibrăm împreună ca un singur tot unitar. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!